Mulțumesc frumos. O să încep prin a spune, prin a admite de fapt că am foarte mari emoții, pentru că, nu știu, primele 5-6 ediții, cel puțin pe toate, le-am văzut din partea cealaltă, da, din sală, și am avut ocazia să ascult numai oameni pe care îi admir. Iar se întâmplă să fiu astăzi într-un panel cu oameni pe care îi admir și cu alături de care am marele noroc să lucrez, da? Începând cu Steven Wagroninger, care predă Business Ethics în programul de MBA, cu Cosmin Alexandru, alături de care de un an de zile bricolăm la prima universitate de antreprenoriat, bazată pe valori, și care și el predă în programul de MBA, și bineînțeles Ionuț, John, Teach for Romania, pe care admirăm foarte mult și unde ne bucurăm că Corina Puiu e alături de noi și crește și creștem cu ea împreună. Trebuie să mai admit că... e în sală. Bună, Corina! Deci, trebuie să mă simt relaxată. Mai am o altă emoție, pentru că e prima dată în ultimele 6 luni când sunt fără fetița mea. Da? 6 luni și o zi, o plimbă tatălui pe afară, sperăm că suntem bine. Deci, prima jumătate de oră de libertate. Aveam mari emoții și vorbeam cu soțul meu și întrebam ce o să spun eu acolo, fiind în acest mix de oameni foarte, foarte inteligenți și care au făcut foarte multe lucruri. Ce aș putea eu să spun ca să fie diferit? Am încercat câteva variante și concluzia lui a fost, păi, nu trebuie să faci nimic altceva decât să spui despre ceea ce faci tu zi de zi și o să fie de ajuns. Așa că o să încep cu ceea ce fac eu zi de zi și are un nume care... E un nume olandez, se întâmplă să se cheme așa, adică Mastery School of Management România. La bază este un program de Executive MBA. Pe de altă parte este un program neoș românesc și neoș regional. În sensul că noi acolo ne dorim să pregătim lideri, noi numim agenția schimbării, care să schimbe lumea într-un mod activ în România și în regiune, pentru că unii dintre ei au și joburi regionale. Dar pe noi ne interesează de ce se întâmplă aici. 5 ani de zile am avut norocul să lucrez pentru o altă universitate care m-a inspirat foarte mult. Asta pentru că e una dintre inițiativele lui George Soros. Și am avut norocul să fiu și bursieră a Fundației pentru Societate Deschisă, alături de alți oameni foarte inteligenți care și-au asumat un rol activ în societate. Pentru mine aceștia au fost cei 7 ani de acasă, sau echivalentul celor 7 ani de acasă în ceea ce înseamnă piața muncii. Acolo am crescut și am învățat. Și am învățat că trebuie să fac ceea ce fac cu sufletul, să-l fac așa cum aș vrea să fie făcut pentru mine, da? Adică să mă pun mereu în locul celuilalt și să-l fac cu responsabilitate. Să-mi fac munca cu drag și dacă nu mă mai inspiră și nu mă mai motivează, înseamnă că mi-am terminat rolul meu acolo, în acea organizație, și că e timpul să mă mișc mai departe. În 2010 am avut ocazia să preluăm acest business și să-l facem așa cum vroiam noi și așa cum vrem noi. Când spunem așa cum vrem noi, înseamnă echipa din spate, unde am marele noroc să fiu ghidată de doi oameni foarte deștepți, sau de alți doi oameni foarte deștepți, de către Adrian Stanciu și de către Sergiu Neguț. Bineînțeles, alături de ei vin toți profesorii. Noi ne-am folosit, practic, de acest lucru care e chemat Master de Administrare a Afacerilor, ca să creiem niște lideri care să-și asume, să fie gata să-și asume un rol activ în comunitate și în partea civică, care să fie cetățeni înainte de toate. Pentru noi, lărgi competențe și a le da acces la informații de foarte bună calitate a fost doar un mijloc, a fost vehiculul în sine prin care noi am putut de fapt să ne ducem mai departe, să ne uităm la oameni. De ce? Pentru că parte din filozofia noastră este că singura constantă sau constantă în viața fiecăruia dintre noi suntem noi ca indivizi.
Nu sunt joburile pe care le avem, nu sunt companiile pe care pentru care lucrăm. Este adevărat că toate aceste experiențe ne șlefuiesc și își lasă amprenta asupra noastră. În schimb, noi ca oameni suntem alții și suntem singuri, constanți în toate situațiile. Iar dacă noi ca oameni avem un set de valori și de principii bine puse la punct, atunci cumva cheia succesului este la noi. Cum facem lucrul ăsta? Asigurându-ne că punem studenții în interacțiune cu oameni de la care au foarte mult de învățat. Așa se întâmplă că domnul Steven Van Groningen predă business ethics, el fiind un fel de standard al promovării etici în afaceri în România și în regiune. Să știți că nu toți intră foarte bine. Unii dintre ei aseamănă cu nouă și ne ajută să facem ceea ce ne dorim să facem. Alții sunt acele nuci tari pe care ni le dorim să-i schimbăm. Da? Și când se întâmplă această schimbare asupra lor, e mare lucru. Cred că suntem singurul program de MBA, din păcate, și nu doar în România, ci în regiune și la nivel european, care a pus această gândire drept viziune și scop în ceea ce face. În schimb, noi ne-am asumat acest rol foarte responsabil și o facem cu îndârjire și continuăm să credem, da, că educația trebuie făcută și trebuie bazată pe valori și pe principii și mai ales că noi ca oameni ne schimbăm, că nu există un punct la care ne oprim din a ne transforma și de a ne schimba. Din cauza asta, oricine are o a doua șansă, chiar și o a treia șansă. În schimb, ce este foarte important, este important ca acea persoană, el sau ea, să-și dorească această schimbare. Totul începe prin a dori să te schimbi, a dori să devii altfel și prin a înțelege înainte de toate că ești parte dintr-o comunitate, că am fost făcuți și suntem lăsați să trăim într-o comunitate nu singuri, nu de sine stătători. Am fost scurtă.